Hei, salutare, prieteni! De mult mi-am postat. E așa? Hai să fac o smită scurtă pauză, pur și n-am avut în cap de a posta. Am dat așa după ce de să începem un serial foarte tare, cu un episod de zi. Fiecare episod va dura cam 5 minute. Se va numi O lună la bunici. Vor apărea câte un episod pe zi, prieteni. Să ascultați povestea, este interesant și comic, așa că haideți să începem. Și prieteni, uite ce mai de Crăciun, un PS4. Nu, e așa că e tare. Vasile, că mă auzi? Du-te acolo și rupe-l, așa. Bun, trebuie mai avem până ceva, până punem stăpânire pe castel. Fiule, vreau să spun ceva. Știi că mai dimineață, eu cu tatăl tău avem ceva important la servicii departe în America și nu te putem lua pe tine, că avem multe acolo pe cap, așa că o să te lăsăm o lună la bunica, cât timp noi o să fim acolo, ok? Fiule? Bine, mamă, scuze, Vasilică! O, deja am intrat în casă, trebuie să mergem cu toți cârnații ăștia pe aici. Aftă. A doua zi! Ce stricăitură! Doamne! Trebuie să merg la bunica. Of, Doamne. Dar bunica e năzdrăvană rău. Și exagerează cu tot felul de povești neamulitoare. Ia să vedem aici acolo. Oh, mamă, intră aici. Eu ne plecam în călătorie de afaceri și se grijă de nepotul meu să nu facă tot felul de prostii cât timp noi suntem plecați, ok? Ok! Acum că au plecat părinții tăi, să ne gândim la ce putem să facem. În primul rând, nepotule, lasă că însă lași mai fă altceva. Ia-ți o carte, citește sau fă ceva. Desenează sau ieși pe afară. Știu eu, hai! Stai puțin, bunic, cât să-l bard pe dragonul ăsta uriaș de foc din jocul The World is Adventures. Dar te rog, să bat dragon și după ies afară sau fac ceva. Ok, bunii? Nu-mi pas ce dragon vrei să bați tu în jocul ăla al tău video. Mai așa ceva, că e mai important. Acum te rog să lași consola acum. Of, bine, stai să ies de aici. Din joc, mă tem că când o să mă joc iarăși jocul ăla, dragonul o să fie full, nu o să fie așa cum a rămas bătut de mine. Mai târziu, n-ar mate ca să știți benzi desenat. Sau tot felul de chestii. N-ar rămas nimic să știți o reviste. Bunica! Da, ce vrei? Pe bune? Vrei să iarăși? Să te joci? Păi creierul explodează! Nepotule. Trebuie să explic că... Nu jumătate de oră, noi stau, eu mă duc. La culcare. Nu mai pot. Acum. Măcar la televizor am voie să dau drumul? Nu! Of, 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 of. În episodul următor, ieșirea asta în oraș a fost dezastroasă. Pe bune că nu înțeleg acum că n-am voie. Cu consola, cum e interzis în casa lui Bun, decât un telefon. Ce să fac? Pe bune cu biserica asta. Prietene, dacă v-a plăcut, să dați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețele de socializare. Ne vedem în curând. Pa!